Cum trebuie să ne raportăm ca și creștini la cele două laturi, reguli care Biblia le trasează și libertate care Biblia ne-o dă ca și creștini. Uitându-ne la cei doi oameni, primii doi oameni care Dumnezeu i-a creat, i-a pus în grădina Eden, ei au avut o libertate dată de Dumnezeu. Da, dar au și anumite reguli. Să nu mănânce din pomul cunoștinței binelui și răului, să nu se păzească grădina, să o lucreze. Erau anumite reguli care Dumnezeu le-a trasat. Bineînțeles că diavolul a venit și a spus, nu vreți mai mare libertate? Hai să mutăm granița asta anumită libertate, care Dumnezeu v-a trasat-o. Da, Dumnezeu le-a dat o libertate, dar diavolul nu le-a spus despre ea. A zis, uite, Dumnezeu v-a îngrădit, voi nu sunteți liberi cu adevărat, dar eu vă propun ceva. Treceți granița asta și odată ce veți mânca din pomul cunoștinței binelui și răului, veți fi ca Dumnezeu, liber total. Era o minciună foarte crasă, așa cum îi minte Satana pe oameni astăzi. Da? Da, Dumnezeu ne-a dat și o libertate. Da, o libertate, dar așa, libertate așa cum El a gândit-o, trasată pe granițe cu anumite reguli. Am observat că de obicei creștinii tratează greșit, de obicei, chiar și creștini, dar și oamenii, poate, de rând, tratează greșit aceste două laturi și vreau să punctez cu ajutorul lui Dumnezeu și sub călăuzirea Duhului Sfânt aceste două laturi. Vreau să aruncăm o privire asupra lor și să punctăm câteva aspecte cu privire la aceste două laturi, reguli și libertate creștină. În primul rând, ca să nu greșim atunci când este vorba de aceste două laturi, nu trebuie să le exagerăm, să le amplificăm, nici să le scădem, să le micșorăm, ci mai degrabă să le lăsăm așa cum Dumnezeu ne le prezintă, cum Sfânta Scriptură ne le prezintă. Bineînțeles că pentru asta trebuie să fim corecți, să fim smeriți și sinceri. Pentru că, dragii mei, vedem unii în familiile lor care exagerează pe latura regulilor. Și copiii n-au voie aproape nimic. Da? Alții exagerează pe latura libertății. Copiii au voie, sunt liberi, lasă copilul să fie liber, nu-l îngrădi, nu îi pune reguli, nu, lasă să fie liber, să trăiască viața, să se bucure, să facă, poate să meargă unde vrea, să vină, să... Și ajung copiii, fac din libertatea asta, ce pot să facă ei, pentru că încă nu sunt maturi, fac ce fac unii dintre ei, nu spunem că toți se întâmplă așa, pentru că ajung să nu folosească corect această libertate, pentru că dacă nu e trasată cu reguli, ajung ba drogați, ba pierduți și apoi plâng părinții și spun unde s-a greșit. Da? La fel este și în biserică, vorbim de biserică. Unii sunt biserici care sunt doar cu reguli, de aproape nu se încadrează nimeni. N-ai voie. Și chiar dacă nu-s biblice, n-ai voie să cânți cu acordeonul, n-ai voie instrumente, n-ai voie. Și nu intru pe latura asta, că dumneavoastră care mă ascultați, cred că știți lucrurile astea. Există altă latură unde libertatea nu mai are nicio graniță a regulilor. Și ai voie orice. Ai voie, da, trupe care cântă muzică creștină cu farurile celea, cu fumul acela care iese, cu un fel de creștinism liberal luat din, mai degrabă vine din zona asta numită America. Da? Și oamenii s-au dus pe libertate și nu mai există o graniță a regulilor și bisericile unele au devenit libere total, fără reguli deloc, da? Dar cred că nu trebuie exagerate, dragii mei, nu trebuie exagerate niciodată. De aceea vedem excesele acestea, pentru că ele sunt exagerate, da? Și
regulile exagerate, adică micșorezi granița libertății, tai din libertate, punând tot mai multe reguli, încât nu mai poate merge nimeni, nu se poate bucura nimeni, sau cealaltă spui ca și o repulsă față de reguli, spui gata, dobărâm granița regulilor și ne ducem într-o libertate totală, da, la îmbrăcăminte libertate totală, la manifestare în biserică libertate totală, suntem liberi și ne manifestăm liberi. Dragii mei, este o exagerare. Exagerare care duce la robie, credeți-mă. Nu exagerați libertatea care Dumnezeu ne-a dat-o. Pentru că facem din creștinism ceea ce nu trebuie să fie. Nu trebuie să fie așa, frații mei. Pentru că la un final oamenii nu vor mai înțelege nimic din ce creștinism trăim noi. Nici pe cei care exagerează regulile, dar nici pe cei care exagerează libertatea. Nu vor mai înțelege nimic, dragii mei. Iisus a practicat corect pe cele două. Fariseii veneau cu setul de reguli. În ziua sabatului Iisus a trăit libertatea care Dumnezeu a dat-o să trăim în ziua sabatului. Fariseii veneau și spuneau, n-ai voie să stai la masă cu păcătoși. Iisus spunea, ba, Dumnezeu, Tatăl, mi-a dat libertatea să stau cu ei și să vorbesc cu ei. Da? Fariseii stăteau departe de păcătoși. Iisus apropia de păcătoși. Da? Nu ca să păcătuiască. Dar avea libertatea care Dumnezeu i-a dat-o. Da? Na, dar Dumnezeu a trăit-o, Iisus a trăit-o corect. Aici este problema. Iisus a trăit-o corect, libertatea aceea. Și în scop bun. Da? Și în scop bun. Este important să înțelegem lucrul acesta. Nu exagera niciodată nici regulile, ele așa cum Scriptura le prezintă, cum Iisus le-a trăit, dar nici libertatea nu exagera, dragul meu. Nu exagera, pentru că dacă o exagerezi, te vei pierde, da, te vei pierde. Prezintă-o totdeauna, așa cum Scriptura o prezintă. Prezintă-le corect pe amândouă. Și Dumnezeu să ne ajute să înțelegem lucrul acesta. Este un mesaj care Dumnezeu mie mi-a vorbit și poate am zis că vreau să-l transmit, poate îți vorbește Dumnezeu și ție. Toți cei care au exagerat în familie regulile, când copiii au scăpat de mâna lor, au zis nu mai vrem să auzim de reguli și au început să trăiască o libertate exagerată, că s-au pierdut în lume total. De aceea auzim de familii care au fost foarte stricte și niciun copil nu mai este în biserică sau s-au pierdut. Pentru că n-au știut să aplice și libertatea care ar fi trebuit să le dea copiilor. Și copiii au avut o repulsie mare la reguli. Au strâmtat atât de mult libertatea care copiii ar fi trebuit să o aibă în familie, cu regulile, încât copiii n-au suportat și nu au putut să-L cunoască pe Dumnezeu așa cum este El. Sau invers, unii au exagerat libertatea, da, în familiile lor, sau în biserică, vorbim familie, biserică, dar vorbim de familie acum, în familiile lor, încât copiii lor au avut voie să facă orice, să-și cumpere orice, să meargă oriunde, să se îmbrace oricum, da, și au pierdut copiii prin această libertate în care ei au devenit robi, da, au devenit robi, fiind nepregătiți ca să folosească, neavând granița regulilor, până unde merge această libertate, s-au pierdut, da? Doi, un alt lucru care vreau să-l aduc în atenție privind cele două laturi, care ele se completează una pe alta, reguli și libertate în viața creștinului, nu te grăbi să aplici niciuna dintre ele după tiparele sau modelele din lume. Da? Nu te grăbi să le aplici. Adică când te uiți la cele două, da, și vrei să le aplici în casa ta sau în biserica unde ești, să le prezinți sau să le aplici, nu lua modele din lume. Nu lua, nu te grăbi. Din lume sau din lumea creștină. Vorbesc din lumea creștină. Da? Nu mai stând sincer pe genunchi, numai sub călăuzirea Duhului Sfânt. Dacă vei lua, vorbind de reguli, de la conservatorii cei mai stricți din România, rigizi, vei lua cum să aplici regulile? Crede-mă, va fi un eșec total. Va fi un eșec total. Dacă vei lua, dacă te vei uita la Iisus, Iisus îți va arăta. Dacă te vei uita în Scriptură cu adevărat și le vei privi fără să le exagerezi, vei cunoaște granița libertății și vei cunoaște
până unde se poate merge această libertate. Dar nu lua nici de la liberarii americani modelul libertății creștine. Nu, nu, nu. Nu face asta, dragul meu. Nu. Pentru că ăsta este un model care îl transmite lumea creștină. Uită-te în Scriptură și uită-te la Hristos, cum a trăit el libertatea care trebuie să trăiască un creștin. Da? Și lasă-l pe Duhul Sfânt să te lumineze, să te învețe. Liberarii americani vor spune că se poate și cu lanțuri și cu aur și îmbrăcăminte în închinare, oricum, da? Că merge orice. Nu, dragul meu, nu. Există o libertate, da? Dar ea trebuie să aibă o graniță care o stabilește regulile Scripturii. Dacă vrei să exagerezi această libertate, să-i muți granițele și ai ca model liberarii americani sau curentele acestea liberale care spun, domnule, liber în Hristos, ai în Hristos, eu pot să fac orice, pot să trăiesc oricum. Nu, asta nu este libertatea care Hristos o prezintă, credeți-mă. Nu, și asta e robie. Și este o libertate exagerată de anumite curente religioase. Dar nu lua nici când vorbim de libertatea poate care aproape că nu mai există la cei care prezintă doar reguli stricte, comunitățile conservatoare. Da? Am văzut și acolo exagerări extraordinare în care nimeni nu mai poate să funcționeze în biserică, să se încadreze în tiparele sau gândirea, modul de a prezenta aceste reguli. Granița a fost atât de strâmtată încât creștinul nu mai are nicio libertate. Nu mai are nicio libertate. N-ai voie, n-ai voie, n-ai voie, n-ai voie, n-ai voie. La toate aproape este nu. La toate este nu. Privind la viața de zi cu zi, privind la, poate că exagerez puțin, sper să nu exagerez, dar mă duc mai departe. Vorbește totdeauna de amândouă, vorbește cu dragoste și cu înțelepciune, în mod egal de amândouă. Sunt biserici unde se vorbește doar despre reguli, sunt familii unde se vorbește doar despre reguli și nu se vorbește despre libertatea care Hristos ne-a dat-o, să o trăim. Da? Sunt biserici unde se vorbește doar despre libertatea în Hristos și nu se vorbește despre reguli. Trebuie vorbit în mod egal de amândouă, așa cum Scriptura le trasează, cum Dumnezeu ne prezintă, ca oamenii să știe și de beneficiul lor și de binecuvântarea lor, dacă străite, prezentate și trăite după cum Dumnezeu a gândit ca noi să funcționăm sub binecuvântarea lui Dumnezeu, ca noi să funcționăm în voia lui Dumnezeu. Dragul meu, nu vorbi doar despre una sau despre o latură, nici în familie, nici în biserică și nici în societate. Prezintă-le pe amândouă sub călăuzirea Duhului Sfânt. Și dacă nu le înțelegi bine, nu știi unde e granița regulilor sau a libertății, ia Scriptura, citește-o, dar citește-o nu prin ochii unei comunități sau alteia, ci prin ochii Duhului Sfânt și prin viața lui Iisus Hristos care a trăit-o pe pământ. Dumnezeu să te ajute și să mă ajute. Folosește-le cu smerenie pe amândouă ca să primești har. Dacă nu-ți folosite sub lumina Duhului, dacă nu le folosești cu smerenie, atunci ele pot să devină un blestem și nu o binecuvântare. Fariseii n-au folosit cu smerenie regulile și le-au amplificat, bineînțeles, dar am văzut mulți oameni care folosesc cu mândrie regulile și sunt o mândrie pentru ei că țin anumite reguli care chiar sunt bune și sunt după voia lui Dumnezeu, dar aduc o mândrie spirituală în viața lor și vorbesc cu mândrie că ei nu fac cu tare, cu tare, cu tare, cu tare, cu tare. Nu, folosește-le cu smerenie ca să primești har pe amândouă. Sau am văzut creștini care folosesc libertatea cu mândrie, spun eu sunt liber în Hristos, cu mândrie vorbește despre asta și o și prezintă și ca și o repulsie față de reguli. Da, nu poți să folosești doar una. Ai nevoie de amândouă, ele se îmbină una cu alta. Libertatea are graniță și granița aceea e trasată de reguli care Dumnezeu ne le-a dat în Scriptură.
și trebuie să le folosești pe amândouă, cu echilibru, cu smerenie, ca să primești har și să nu se nască în inima ta o mândrie spirituală. Nu, Dumnezeu așa ne crea să trăim în granițele astea, o libertate în granițele astea care le-a trasat cu anumite reguli. Și ce bine să trăim cu smerenie, ca să primim har de la Dumnezeu și înțelepciune continuă cum să le folosim. Dacă nu sunt folosite în lumina Duhului și dacă nu sunt folosite cu smerenie, ele devin un blestem și un pericol amândouă. Chiar dacă amândouă ni le-a dat Dumnezeu și amândouă ni le-a dat Dumnezeu ca să trăim normal sub binecuvântarea Lui. Fariseii au exagerat regulile, le-au trăit cu mândrie spirituală, le-a întronat euul, mai mult regulile pe care le trăiau, le-a întronat euul și mândria. Și diavolul s-a folosit de latura asta, făcându-i să creadă că dacă țin regulile cu strictețe, Dumnezeu e cu ei. Și au fost înșelați de diavolul, da. Iar cei care trăiesc liberal, o viață liberală, la fel sunt înșelați de diavolul, crezând că, da, Dumnezeu le oferă o libertate fără nicio regulă. Și asta, și cu mândrie, trăiesc această libertate și chiar o prezintă. Asta este o altă minciună. David, Pavel spunea, toate mi sunt îngăduite, dar nu toate mi sunt de folos. Nu toate sunt de folos. Da? Am o libertate foarte mare, dar ceea ce nu mi este de folos și am și anumite granițe trasate de anumite reguli, pentru că vreau să-L slujesc pe Hristos așa cum El a trăit. Binecuvântat să fie El. Binecuvântat să fie El. Închei spunându-ți că regulile arată granița libertății care Dumnezeu ne-a dat-o să trăim în familie, în biserică și chiar în societate ca și creștini. Samson a trecut această graniță trasată de Dumnezeu prin anumite reguli. El se mișca între Țoreia și Eștaol. Astea erau granițele trasate de Dumnezeu. Și avea anumite reguli, nu avea voie să facă anumite lucruri. El a trecut toate aceste reguli, pe care nu am să le prezint acum, că nu îmi cape timpul și nu vreau să obosesc cu acest mesaj. Avea o libertate de la Dumnezeu și avea și putere, dar a trecut granițele care au fost trasate de anumite reguli și a vrut doar libertate, să folosească doar libertate. Și știm că în final a rămas fără ochi și a ajuns rob. Adam și Eva au zis, Eva, gelată de Satan, a vrut să spună, vreau și eu acea libertate, fără nicio graniță, fără nicio regulă, ascultând de diavol, a mâncat din pomul acela și a venit robia păcatului și s-a terminat și cu libertatea. Trist. Când treci granița, devii rob. Când exagerezi cu regulile, tot rob devii. Rob la regulile pe care tu le-ai exagerat. Ai nevoie de înțelepciune al Dumnezeu. Dacă ne uităm la fiii lui Eli, la fel au trăit o libertate și au permis o libertate, fără reguli, chiar în templul Domnului. Și asta le-a adus moartea și blestemul și peirea. Dragul meu, eu îmi doresc nu reguli religioase, nu reguli exagerate de oameni și de comunități, ci reguli sfinte transmise de un tată iubitor care le pune la granița libertății care El mi-a dat-o să trăiesc. Asta îmi doresc. Și vreau ca acest lucru să-l înțeleg foarte bine și să-l înțelegi foarte bine. Te chem la o viață echilibrată, o viață cu reguli la graniță și cu o libertate care Dumnezeu ți-a dat-o să trăiești. Te chem să fii o persoană echilibrată, să rămâi în cuvântul lui Dumnezeu, să trăiești așa cum a trăit Hristos. Să ai la granițe anumite, să ai anumite reguli care Dumnezeu le-a trasat, reguli sfinte care aduc binecuvântare, fără să le exagerezi, ci totdeauna să le prezinți corect, cu multă smerenie și dragoste. Te chem să trăiești acea libertate despre care poți să vorbești. Și Iisus a vorbit despre libertatea care are un creștin în ziua sabatului, despre libertatea care are un creștin ce să mănânce și ce să nu să mănânce, despre libertatea care are un creștin în relațiile cu semenii, despre libertatea care are un creștin în multe alte domenii Hristos a prezentat.
Și Duhul Sfânt ne învață, dragii mei. Nu te chem la o libertate care duce la robie, prezentată de anumite comunități care exagerează această libertate. Nu te chem la o fără granițe care să mai fie trasate de Dumnezeu prin anumite reguli. Dar nu te chem nici la o trăire cu doar și doar cu reguli stricte, rigide, care să nu-ți mai permită să te bucuri de viață, să devii un om acru, rece, încorsetat doar și doar de reguli. Dar reguli religioase, reguli exagerate, ci te chem să trăiești echilibrat, te chem să trăiești așa cum Biblia cere, cuvântul lui Dumnezeu, te chem să trăiești cum Hristos a trăit, corect, cinstit, demn. Și într-o zi, dacă vei trăi echilibrat, Dumnezeu îți va da marea libertate de a trăi cu El în eternitate. Dumnezeu te va binecuvânta, pentru că pentru asta ne-a creat Dumnezeu, pentru împărăția sa. Dumnezeu să ne ajute, să mă ajute pe mine, să te ajute pe tine, să folosim corect și libertatea care ne-a dat-o și regulile pe care le-a dat. Să nu trecem niciodată granița libertății, dar să nu exagerăm nici regulile, ci să le lăsăm așa cum Dumnezeu ne le-a trasat. Și să le primim cu iubire, cu dragoste, să le trăim, să nu le vedem ca ceva forțat, obligat, ci ca ceva bun pentru noi, pentru a trăi o viață echilibrată și binecuvântată. Dumnezeu să te binecuvinteze și Dumnezeu să te ajute să trăiești așa și să trăiesc așa și să-ți dea lumina Duhului Sfânt la modul în care să le aplici în familie, în biserică și în viața ta personală. Amin.